Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. În emisiunea trecută am pus în discuție o temă care, după părerea noastră, a fost foarte dureroasă pentru o mare parte dintre adulții care se circulă prin Chișinău cu copiii săi mici. Și nu doar prin Chișinău. Am aflat noi de la doamna ombudsman pentru drepturile copiilor, Maia Bănărescu, că această problemă este și mai gravă în teritoriul Republicii Moldova, pe rutele interurbane. De ce? Pentru că siguranța copiilor în trafic și în special în transportul urban și interurban lasă mult de dorit. De aceea mi-am propus să continui această temă și astăzi, pentru că am avut și data trecută foarte mult material video, am mers la toate instituțiile responsabile de siguranța copiilor și aceștia ne-au spus multe lucruri interesante, ceea ce am vrut să împărtășesc și cu dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că colegii mei de la alte posturi de televiziune au preluat această temă și împreună, sper eu, vom ajunge la o rezolvare cât mai urgentă a acestei stări dezastruoase ce ține de siguranța copiilor noștri în trafic și în transportul public din Chișinău. Vă invit acum să urmăriți discuția din această seară și să vă prezint invitații. Violeta Surdu, directoare de grădiniță. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Așa, și Lucia Caciucroșioru, șefă interimară, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Bună seara și mulțumesc că ați venit, că aveți ambele un grafic destul de complicat și toată ziulica la serviciu, dar vă mulțumesc că discutăm pentru a face ceva în acest domeniu. Părerea mea este că doar împreună putem să rezolvăm ceva și să mișcăm roata ca să avem un rezultat. În emisiunea trecută am avut video, material de la parcul de regie transport electric și totodată am vorbit despre situația gravă din taxiurile din Chișinău, în care probabil fiecare dintre noi a mers măcar câteodată și a văzut că nu există nici scaun pentru copil auto și nici în unele din aceste autoturisme, nici centura de siguranță nu este funcțională. Astăzi vom vorbi despre parcul de autobuze din Chișinău. Vom avea reacția domnului Ruslan Codreanu de la Primăria Generală și vom asculta acum la început părerea mămicilor, ceea ce este mult mai importantă, să vedem cum se simt ele prin Chișinău cu copiii săi mici, în cărucioare și în ce transport preferă să meargă de la grădiniță acasă, de acasă la policlinică și la alte instituții de pregătire sau de instruire. Vă rog frumos videoul unde mămicile ne povestesc coșmarul prin care trec. Unde este cel mai sigur ca să meargă o mămică cu un copil la noi în Chișinău, tot transport public? Eu aș spune că numai în troleibus, fiindcă în rutiere e cam periculos, fiindcă când sunt niște situații pe drumuri când șoferul frânează sau mai știu eu, e periculos, aș spune eu, dar în troleibus e mai bine, mai sigur. Dar știți care sunt locurile predestinate pentru această categorie? Da, care sunt mai înainte, acolo, sunt speciale, simboluri. Și vă duceți acolo? Ei, dacă e liber, da, dar dacă nu, de acolo... Nu ți-o oferă nimeni. Da, ei cum? Nu, suntem cu o feră, da. Cu autobuzul ați mers vreodată? Da. Nu s-o primit niciodată, n-am avut ocazia. În taxi ați mers vreodată cu copilul? Da, da. Iată acolo tăman că nu-s locuri pentru copii. Acolo îl ții ca tare în brațe. Da, ați solicitat vreodată când ați sunat, vreau mașină cu scaun auto? Nu, niciodată n-am solicitat, nu. Și când mergeți, îl țineți în brațe? Da. Vă spune șoferul când aveți voi să-l puneți pe banca din spate sau țineți-l mai strâns? Nu, cum, îmi spune, da, dar eu și singura am grijă de pildă, da? Simt că totuși a făcut cum... Responsabilă, da, sunt responsabilă, da. Sigur. Dar ce propunere ați avea pentru autorități ca să îmbunătățească? Că doar cu troleibuzul sunt unele sectoare când nu poți să te urci doar în troleibuz, mai ales că mămica e legată de policlinic, casă, grădiniță, magazin. Și în unele sectoare nu este calculat bine traseele acestea. Ce propunere aveți pentru autorități? Ei, de pildă, dacă merge vorba despre maxi-taxi, da, ar trebui să... Adică nu maxi-taxi, dar chiar taxi, da, taxi, da, ar trebui să fie, cred că, niște scaune speciale pentru micuți, așa eu cred. Asta e. Microbuzile? Ei, în microbuzi eu cred că e cam slut acolo. Cu ce transport circulați prin Chișinău? Copilul? Nu avem de circulat. Nu așa, dacă avem, chemăm taxiul. Dacă avem, nu știu, la spital, avem taxiul. Și în taxi vă simțiți în siguranță?
Păi depinde cum mă comport, dacă să-l țin pe brață și... Altă ieșire n-am văzut, deci nu e chipul altceva. Că chiar acum noi am fost la pașapoarte cu fetița, mi-am dus taxiul, am venit înapoi cu troleibuzul și cam greu de vers copiii. Mergem și mama, și bună, și copilul ținem, că unul singur se isprăvește, e foarte greu copilul. Noi multe dorim, dar ce se împlinește? Eu cred că dacă ar fi procente, 10% sau mai puțin chiar de siguranță în transportul public, cel mai siguranță noi circulăm cu mașina proprie. Sau în cazuri asta cu taxi, când țin copilul în brațe, eu personal. Dar la taxi, ați apelat vreodată la solicitarea să vă dea mașină cu scaun auto? Nu am solicitat, că n-am știut că există așa ceva. Dacă ar ști, cred că aș apela neapărat. Dar în momentul când vă urcați în taxi, v-au spus, v-au atenționat șoferii că trebuie neapărat doar în brațe să-l țineți și să nu-l puneți. Dacă îl puneți pe fotoliu, trebuie să-i cuplați centura de siguranță. Discuție, așa, dialog a fost? Niciodată, nu încercăm ies, niciodată nu mi s-a spus. Deci sub propria responsabilitate. Da, sigur, sigur. Și considerați că sunteți în siguranță în momentul când îl țineți în brațe? Nu chiar atât, dar de cu singur cu scaun tot. Da, nu pot să-l las singur el. Fiindcă șoferi sunt diferiți și desori s-a întâmplat că copilul s-a lovit cu capul cu frânat în loc, copilul s-a lovit cu capul de scaunul din față. Dar cu transportul troleibuze, autobuze ați mers? Am mers, da, dar acolo, sincer vă zic, după ce sunt jucat în troleibuz, eu deja mă tem. Mă ales pun copilul la... evit cumva să-l pun la geam. Microbuze v-ați urcat vreodată cu copilul? Da, am urcat, dar e disconfort. Sunt mulți, mă dușoală, copilul sperie, plânge, încep, tot stau în cap. Vi s-a oferit locul vreodată? Da. Unde considerați că este cel mai sigur loc pentru a merge în transport public cu copilul? Cu mașina proprie, cu părinții împreună, cu scaun special. Cred așa. Părinții au mașină, nu circulăm cu transport public. В каком транспортном средстве в Кишиневе небезопасно ехать с ребенком? Мама с ребенком? В маршрутке. Вы думаете? Да, потому что набивают полную маршрутку и тормозят так, что дети иногда... А где самое хорошее место? Ну, я даже не знаю. В троллейбусе тяжело ехать с детьми тоже. Места не уступают. Бывает. Бывает, что не уступает для детей. Даже детям не уступает место. Сидят молодые ребята, девочки, и как будто не видят никого, ни пожилых, ни детей. Care este cel mai sigur transport pentru dumneavoastră cu bebelușii în Chișinău? Троллейбузу. Троллейбузу. Vă duceți cu el des? Da, de ce? Pentru ce? Pentru că mi-e ușor căruciorul. Cu altceva în rutier, în mașină, în automobil, nu pot să mă urc. În autobuz tot e mai greu. Da. Că nu au scările cele multe. Da, și menant autobuzul de obicei. Deci, de fapt, în Chișinău numai cu troleibuzul circulă o mamă? Cu troleibuzul, da. Dar locurile speciale se respectă? Vă lasă loc să vă așezați? Da. Da, și taxatorii de obicei fac loc, da. La asta nu am obiecții. Mulțumesc mult! Da. Da, am revenit în studio și vreau să atenționez telespectatorii mei că în aceste zile are loc operațiunea taxi și 10 de taximetriști au fost trași pe dreapta de INP și ANTA și în special tocmai 128 de autoturisme de taxi au fost verificate și această operațiune va dura între 20 mai și 31 mai, de aceea mă bucur că se mișcă lucrurile, începem să avem grijă de noi. Dar cel mai rău îmi pare că până acum, unde nu am fost eu, spune lumea că nimeni nu și-a făcut grijă de siguranța copiilor noștri. Doamna Căciuc, dumneavoastră păstrați cu sfințenie drepturile copiilor la municipiu. Ce aveți a spune aici? Ce am a spune? Primul care este responsabil de viața și sănătatea copilului este părintele, mama, tata. Și este absolut firesc ca părinții să fie conștienți de ceea ce fac, de pericolul, că ați văzut și mămica a spus că cel mai sigur, mai sigur decât brațele mamei, nu poate să existe un spațiu. Este adevărat, mijloacele noastre de transport în comun nu ne oferă siguranță. Și asta au confirmat-o și cei care, de la care ați luat interviu. Sper că lucrurile se vor îmbunătăți, dar nu se vor îmbunătăți până când noi nu vom conștientiza că este o problemă și nu vom bate alarma că trebuie întreprinse anumite măsuri.
Eu am studiat experiența și chiar astăzi am avut o întâlnire cu colegii care se ocupă de drepturile copilului din Rusia și din Belarus și îmi spuneau că la ei există un fel de taximetru social, speciale taximetre care au în dotare tot ceea ce este necesar, fie că este vorba de copil, fie că este vorba de pur și simplu o persoană cu dizabilități. Și cel care cheamă taxiul specifică, am nevoie de un taxi social. Sau, tot în Belarus, există noțiunea de autovoluntari. Sunt părinți care au aceste scăunele pentru copii în care copilul se simte în siguranță, scăunele pentru mașini. Și atât, ei se oferă pe un interval de timp, în timpul zilei, să presteze astfel de servicii. E un exemplu, pare mi se foarte bun, pe care am putea să-l preluăm și să-l încercăm, cel puțin la nivel de pilotare în municipiul Chișinău. Eu cred că este foarte complicat astăzi să punem foarte categoric problema de mâine toată lumea să aibă scăunele pentru copii. Și sunt sigură, nu e cazul să trășăm, cu siguranță nu toți părinții care au copii au în mașină aceste scăunele, deși aici poliția ar trebui să intervină. Pentru că dacă părintele nu este conștient de faptul că trebuie să aibă grijă de viața și sănătatea copilului, atunci sunt organele de drept care pot interveni și sunt în drept să o facă și chiar ar trebui să o facă foarte categoric și foarte dur, să amendeze acei șoferi care duc copilul neîn siguranță, pentru că până la urmă fiecare trebuie să-și facă meseria. Noi, în mare parte, cei de la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, suntem responsabili de copiii rămași fără ocrotire părintească, de copiii aflați în situații de risc, dar sigur că ne preocupă și soarta celorlalți copii ca să nu rămână ei în situații de risc sau rămași fără ocrotire părintească atunci când părinții nu sunt conștienți. De aceea, atunci când este vorba de copiii noștri, noi ne asigurăm ca transportul cu care ei sunt transportați la instituțiile de învățământ să aibă centurile de siguranță, astfel încât copiii să fie transportați în maximă. Dar noi avem în municipiul Chișinău transport pentru transportarea copiilor la instituțiile preșcolare? Exact. În cadrul direcției municipale, pentru că avem centre de plasament unde sunt copii cu dizabilități, noi avem în dotare două microbuze care sunt dotate cu centuri de siguranță pentru fiecare loc unde se așează copilul și iată acolo noi purtăm responsabilitatea de fiecare copil care îl avem. Asta deja e bine, sună destul de îmbucurător. Da, dar cealaltă parte, da, este exact, foarte tristă. Rămâne o bună parte fără. Da, doamna Surdu, dumneavoastră, venind în fiecare zi la dumneavoastră familie, copiii, ce ați observat? Cu ce se deplasează aceste familii? Deci, familiile se deplasează cu transport personal în marea majoritate. Da, dimineața se creează ambuteiaje chiar în fața instituției, deoarece ei parchează să aducă copilul în grădiniță. Exact. Iată, avem un detaliu care generează o lacună care este și siguranța, lipsa siguranței în transportul urban. Oamenii își aduc odrasele cu transport personal și asta generează ambuteiajele de dimineață interminabile. Generează, desigur, că cu siguranță că generează aceste ambuteiaje, dacă nu sunt prevăzute și locuri de parcare sau în preajma instituțiilor nu este loc elementar unde poate să parcheze părintele mașină, dar ei încalcă regulile de circulație deseori. De aceea și sunt multe incomodități. Despre faptul dacă sunt dotate automobilele cu scaunelele de siguranță, nu putem spune că noi nu avem dreptul să verificăm. Unicul lucru ce putem să facem noi în timpul când facem ședințele cu părinții, să atenționăm, să lucrăm cu părinții în aspectul educației copiilor asupra traficului rutier, ca părinții să conștientizeze că copilul nu este pieton numai atunci când traversează strada, dar din momentul când a ieșit din casă. Exact. Adică el nu se va juca în preajma unei parcări, unde mașinile sunt parcate staționar, deoarece copilul nu știe mașina va porni, nu va porni, ce șofer stă acolo în preajmă, nu se va juca cu mingea acolo unde sunt parcări și diverse sfaturi care, și utilități care trebuie să le respecte părinții, în primul rând, vis-a-vis de comportamentul copiilor lor, dacă nu se află în instituția de învățământ. Evident că în instituția de învățământ copiii sunt sub
ocrotirea noastră. Emisiunea trecută a fost un reprezentant la Inspectoratul Național de Patrulare și doamna spunea că mai avem o lacună, lipsa de comunicare între noi, oamenii, și informarea acestora privind elementare reguli de comportament în transportul public. Pentru că doamna spunea că ei organizează, sunt întreprinderi care își permit, au bugetul care le permite să facă acest lucru și îi cheamă pe acești inspectori să le explice cum trebuie să urce, ce trebuie să facă, în ce situații poate să alarmeze șoferul sau care sunt regulile de transportare a unui copil. Deci trebuie să ajungem și la acest capitol ca să oamenii să-i informăm. Dumneavoastră ați ajuns la așa niște ore cu părinții în care să le spuneți sau să-i întrebați cum mergeți în autobuz sau cum mergeți în troleibuz? Deseori s-au discutat diferite subiecte. Părinții deseori se plâng că nu respectă regimul zilnic, deoarece întârzie din motiv că transportul public este supraaglomerat și ei preferă să meargă în transport după ora 8:30, spre exemplu, deci până la 9. Asta generează și anumite discuții la subiectul respectarea regimului zilnic. Și evident, discutăm și despre dar faptul. Dar eu înțeleg în cazul ăsta pe părinți. Da. El în loc să intre, vă dați seama, în autobuzele și troleibuzele astea aglomerate, mi-au eu un copil de 3-4 ani, el îi strivit acolo în 5 minute. Deci este logic că el rămâne pentru ora 9. Educație privind vede ca copiii să fie matriculați în preajma locului de trai. Ca părinții să, pe jos. Să nu circule cu transport. Totodată și venitul pe jos implică diferite riscuri. Spre exemplu, despre instituția unde sunt eu director, acolo noi nu avem trecere de pietoni chiar în preajma instituției să fie atât de aproape. De aceea, părinții au venit cu multe solicitări ca să căutăm soluții, cel puțin să le creăm condiții copiilor să treacă în preajma grădiniții, fiindcă eu deseori opresc personal părinții care trec neregulamentar. Și credeți-mă, copilul la grădiniță poate să învețe toate regulile de circulație cu brio, dacă părintele odată la roșu sau netrecând pe trecere de pietoni a luat copilașul de mână și a trecut drumul, gata! Asta se soldează cu zero. Toată Copilul face educația ceea ce vede, noastră. Nu ceea ce da, părintele este responsabil primordial pentru educația copilului în trafic, fiindcă noi cu copiii nu ieșim din instituții practic. De aceea noi putem să le vorbim, să le demonstrăm prin filmulețe, prin spoturi publicitare. Și este un lucru foarte interesant. Psihologii spun că copilul în trafic, el niciodată nu o să accepte că mai există și altă parte. Deci pietonul, alt pieton sau alt șofer, el se vede însuși pe el. El încă nu este atât de matur ca să recunoască aceste chestii. De aceea strict stabilite reguli vor salva viața copiilor. 81% de accidente care se petrec, iată, municipiul Chișinău, de exemplu, după ultimele statistici au fost pe perioada lunilor mai-septembrie, atunci când este vacanța de vară, atunci când copiii rămân nesupravegheați, de la ora 11 până la ora 6 seara. Da. Da, situația, da, dacă un pic o privim sub alte aspecte, apar și alte momente care într-adevăr trebuie de ținut cont de ele. Dar acum vreau telespectatorii să urmărească materialul video în care echipa noastră de filmare a mers în parcul auto de autobuze și a verificat care este situația la capitolul siguranța în autobuze, atât acele vechi achiziționate recent, cât și în acele noi achiziționate recent, cât și în acele vechi care sunt în parc la număr de 103. Noi activăm în conformitate cu regulile de călătorie care sunt în vigoare în raza municipiului Chișinău, conform acestor reguli, inclusiv pentru persoanele cu copii cu vârsta de până la 7 ani, precum și pentru alte categorii, cum sunt persoane cu vârsta înaintată, cu nevoi speciale, sunt prevăzute primele 10 locuri în unitatea de transport. Ele, respectiv, sunt marcate cu stickere speciale. Taxatorul este obligat, conform instrucțiunii, să ceară de la călători respectarea acestor reguli, care le-am spus,
și să informeze călătorii despre necesitatea eliberării locului, dacă în cazul dacă este ocupat. Parcul urban dispune de 31 de unități de autobuze care au fost achiziționate în luna februarie anul curent, care dispun de platformă specială pentru posibilitatea urcării și debarcării călătorilor cu nevoi speciale sau mamelor cu cărucioare pentru copii. În cazul când este așa adresare, șoferul, în obligațiunea șoferului este pusă coborârea pandusului special. După ce se urcă, pandusul se închide înapoi și autobuzul pleacă. Autobuzele sunt dotate cu sisteme speciale hidraulice care dau posibilitate de a coborî autobuzul la un nivel mai jos în momentul ca să fie mai comod de urcat și de coborât din autobuz. La acest tip de autobuze, Icarus, care este regula sau ce trebuie să respecte atât oamenii cât și șoferii acestui tip de transport? Deci, pentru a urca categoriile de călători cu nevoi speciale sau mamele cu cărucioare cu copii, urcarea este cu mult mai dificilă, deoarece aceste autobuze au trepte și nu sunt dotate cu sisteme speciale pentru aceasta. Evident, este necesar și ajutorul altor persoane din rândul călătorilor sau din rândul călătorilor. Șoferul respectiv va trebui și timp special pentru urcare și coborâre acestor categorii de călători. Iarăși revenim în studio și vă reamintesc că noi discutăm în această seară cu Violeta Surdu, directoare de grădiniță, și cu Lucia Caciu-Croșioru, șefă interimară, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Ați văzut care este situația în parcul de autobuze la noi în municipiul Chișinău. Deci avem parcă și o bucurie că au fost achiziționate 31 de unități, însă până la urmă 103 au rămas a fi foarte vechi. Din spusele celor care îl muncesc în acest parc de autobuze, am înțeles că corect ar fi, conform regulamentelor tehnice și regulilor de circulație, aceste autobuze 7-10 ani să circule, da, uzura lor și gata, trebuie date la fier uzat. Dar noi avem Icarus din 98, Lias din 2004 și MAN din 2006, care încă mai sunt pe trasee și am văzut că domnul ne-a arătat cât este de complicat. Aici îmi dau seama că vine și frica părinților ca să nu se urce în aceste unități de transport și autobuzele devin a fi impracticabile practic, dar avem rute în care doar autobuzele noi circulă, este vorba de ruta 5, 19, 26, numărul 2 și 9. Acolo, dragi mămici, puteți să ieșiți cu siguranță și să mergeți, pentru că cele noi autobuze, după părerea mea, sunt fantastice. Este posibilitatea de a apăsa un buton special și atunci șoferul coboară și vă ajută, coboară panta și vă ajută să urcați cu căruciorul și aveți locuri speciale amenajate atât pentru cărucior cât și pentru scaune pentru a ședea cu piciul dumneavoastră. Deci este o plăcere, o adevărată plăcere. Cere, însă sunt puține, da, însă sunt puține, insuficiente. Sărăcie. Da, și aici, doamna Caciuc, vreau să spun că astăzi domnul Codreanu mi-a zis că vom rezolva această situație doar în momentul în care vor fi comasate aceste două regii, transport electric cu parcul de autobuze. Atunci vom avea posibilitatea să spunem că lucrurile stau altfel și vom avea un buget suplimentar, vom putea pune etichetare electronică și atunci și dumneavoastră veți avea siguranța că copiii noștri circulă protejați și de autorități, dar și de părinți. Eu aici vreau să vă întreb, de ce totuși 13 ani sau mai mult nu s-a întâmplat nimic în primărie? Dumneavoastră nu lucrați de primul an în primărie. Da, dar nici nu atât de mult încât să pot să vorbesc despre perioada anterioară. Eu știu că a existat mai multe tentative de a organiza licitații pentru aceste autobuze. La moment eram consilierul primarului pentru probleme sociale, dar de fiecare dată fie că ceva nu funcționa per sistem, fie că suma care o cereau ca suma inițială, tranșa principală, era prea mare și noi nu puteam face față situației. Dacă mi-amintesc bine, era vorba și de numărul de autobuze, pentru că ne gândeam cum să facem ca să împăcăm toată lumea și să le dăm la toți, să indulcim pe toți. Ori autobusul circulă în afara municipiului Chișinău, el face legătura cu suburbiile. Și eu care locuiesc... Dar vreau să vă spun aici,
îmi cer scuze că mă întrerup, în suburbii foarte multă lume vine cu copiii în oraș, exact, ca să-i plaseze în instituțiile, la studii. La instituțiile medicale și eu care locuiesc în Durlești, ocazia să circul cu autobuzul 11 și de fiecare dată când urc în autobuz, mă rog la toți sfinții și părinții să ajung cu bine, pentru că într-adevăr aceste autobuze sunt într-o stare deplorabilă și asta o recunoaște și taxatorul și sigur că în așa autobuz părinții nu o să urce copilul dacă o să aibă de ales. Deci în cazul în care nu ai un alt mijloc de transport ca să te deplasezi, ori microbuzele, mini-taxile sau alte mijloace de transport sunt supraaglomerate și zău că e mai mare riscul să te urci cu copilul acolo la o frânare, se pot întâmpla multe lucruri. Vreau să vă zic că mulți totuși optează pentru autobuz, este mai spațios, este mai liber, poți să respiri. În momentul în care a apărut troleul 35 care merge spre Durlești, un pic s-a mai securizat situația, copiii sunt... Înțeleg că lumea nu mai urcă maxi-taxi, da? Da, să știți că numărul de maxi-taxi care merg pe teritoriul Durleștiului s-a micșorat și sperăm noi că atunci când se va rezolva problema și cu direcția inversă a troleibuzului 35, deci să meargă în ambele direcții, atunci chiar vom putea renunța la maxi-taxi. Deși înțeleg că în spatele acestor maxi-taxi stau oameni care își câștigă existența prin... Da, dar noi putem cumva să le oferim o altă opțiune. De exemplu, parcul de autobuze a spus că au pierdut foarte multă lume, șoferi, care au zis că nu mai vor să circule pe așa autobuze. Exact, pentru ei e riscant. Da, ei e riscant. Și ei au plecat din funcțiile acestea. Acum putem să le oferim acestor oameni de la Maxi Taxi să vină în autobuze, să fie șoferi de autobuze noi, în cazul în care se va achiziționa. Să sperăm că... Nu-i lăsăm la... Înțeleg. Să sperăm că o să fie o alternativă echitabilă. Dar nu putem atâta timp să-i răbdăm, pentru că vom discuta mai târziu un pic despre acești oameni. Persoanele de la ANTA au spus că s-a tărăgănat rezolvarea situației. Era termenul limită de parcurgere a acestor microbuze 2019, acceptarea lor. Acum s-a prelungit până în 2021. Și atunci îmi pun întrebare, ce facem noi până în 2021, dragi responsabili de la Ministerul Economiei, domnul Pavel Filip? Ne mai lăsăm încă în lipsă de siguranță copiii încă pe o perioadă de timp, că ei sunt cei mai grav la capitolul de siguranță. De acord. Acum, doamna Surdu, vreau să vă întreb referitor la igienă, pentru că este și aici un aspect în siguranța copilului, da? La parcul de troleibuze am văzut că igiena stă în capul mesei și toată lumea are niște reguli stricte, sunt niște registre în care semnează. În partea cealaltă, în parcul de autobuze, un pic șchiopătează aceasta. De ce? Pentru că unica stație de spălare a autobuzilor nu a fost reparată de pe timpul Brejnev. Ei se străduiesc să facă ceea ce pot, dar nici despeceratele nu sunt atât de dotate așa cum sunt dotate în regia transport electric. Ei sărmanii nu au WC, nu au locul unde să-și spele mâinile, că sunt în niște gherete improvizate și atunci oamenii din parcul de autobuze mi-au spus: Margareta, noi singuri pe noi nu ne putem igieniza sau să ne respectăm igiena, dar nu încă să mai facem curățenie prin autobuze. Ce spun aici la mămicile? Pentru că îmi dau seama că eu fiind mămică, focarele de infecție pe care noi ne plângem, s-a îmbolnăvit la grădiniță, poate fi și în transport. Copilul, învățați pe părinți ce să facă după ce a ieșit din autobuz, din trolebuz, să șteargă mânuțele cu hârtie igienică, de asta umedă, șervețele umede, sau la grădiniță deja să vină să-și spele mâinile înainte de a intra în grădiniță. Evident că noi lucrăm la acest aspect cu părinții, dar nu ar fi chiar foarte frumos să le spun la părinți, spălați-vă, stimați părinți, mâinile. Noi putem să-i învățăm cum să igienizeze corect copiii acasă, dacă nu cunosc acest lucru, sau asistenta medicală discută la acest subiect cu dumnealor. În transportul public e și firesc toate infecțiile să iau și din transportul public. Nu spun că numai din transport, nu ar fi corect, dar în așa aglomerație, cum merg copiii din dimineața și la 5 cm nasuc la nasuc, e și firesc că toate virozele, bacteriile sunt provocate și aduse în instituții de copilași, respectiv ulterior merg așa, la un copil la altul. Părinții care sunt responsabili vor aplica și măștile de protecție copiilor în transport atunci când sunt virozele. Da, este o soluție, noi despre asta
asta le vorbim și le spunem numai decât dacă merg în transportul public, ei aplică aceste măști. Dacă este gripa sau mai știu ce viroz persistă în anumită perioadă de timp, chiar și în instituții lucrătorii noștri se protejează în așa mod. Dar eu nu prea am văzut în transportul public, sincer să vă spun, multă lume, cu toate că este tineret, sunt și vârstnici care se protejează. Respectiv, își pun măști. Da, își pun măști. Da. Densitatea oamenilor din transport metru pătrat este oribilă. Eu prefer să, de exemplu, sau transportul puține, personal, transport. Da, sau pe jos, dacă nu este o distanță mare, este mai sănătos. Dacă vezi că nu sunt condiții. Dacă e plouă sau sunt condițiile meteo nefavorabile, alte ieșiri nu există. Nu optez pentru rutiere, fiindcă au fost cazuri și de traumatisme a copiilor când fracturau mânuțele, piciorițele, deoarece adulții nu le dau voie mamelor să se așeze. Da, cultura lasă de dorit. De la asta trebuie să începem să discutăm cu maturii, de la cultura, comportamentul în transport, ulterior ce vor învăța ei copiilor. Asta vor învăța. E important să ne protejăm de viroze, dar cultura, dacă va fi la nivel, atunci și protecția de viroze va fi în scădere. Așa. Și acum vreau foarte mult să vedem reacția primarului general interimar la acest subiect și ce ne așteaptă în viitorul apropiat, îmbunătățirea stării de lucruri sau stagnăm la acest aspect pentru că bugetul nu ne permite să înmulțim unitățile de transport. Da, reacția primarului, vă rog frumos, primul video. Tot ce ține de maxi-taxi, părerea mea sinceră și ideea care merg eu este noi să investim în transport public și rutele de maxi-taxi să dispară. Ele nu reprezintă viitorul și nu reprezintă însăși modernizarea orașului. Cât de mult noi ne-am dorit noi. S-a tot încercat rutele de maxi-taxi conform contractului care l-au să meargă până conform graficului până la ora 11. Da? Și când eram consilier municipal, nu a fost nicio suburbie din care să nu am plângeri, că la ora 6, gata, nu mai circulă rutierele. Sunt și șoferi brutali needucați, unitatea de transport nu este salubrizată, nu este igienizată. Deci există probleme nu doar ce ține de siguranța însăși a unității pentru copii. Astăzi, dacă eu aș spune, de exemplu, noi nu mai vrem rute de maxi-taxi, transportul ar putea fi în colaps, pentru că încă unele localități sunt salvate de rute de maxi-taxi. Cum spuneți și dumneavoastră, nu putem astăzi, pentru că ducem lipsă de transport public, în care nu s-a investit mulți ani, și noi nu putem, dacă dispar rutierile, acolo să punem astăzi o unitate de transport. Da, am revenit, a fost reacția primarului vis-a-vis de maxi-taxiuri și ceea ce spuneam noi aici, că probabil în scurt timp acestea vor fi scoase de pe rute. Acest lucru am auzit și de la reprezentanții ANTA, dar ziceam noi aici că sunt și ei oameni. Eu cred că se vor găsi niște soluții, dar nici nu putem la infinit să suportăm dezastrul și mizeria din acest nivel. De acord, ele au început deja să dispară. Dacă ați observat și dumneavoastră, unele rute au dispărut, pe alte rute s-a micșorat numărul de mașini. Cred eu că va fi o dispariție așa lentă și firească a maxi-taxilor, pentru că ele vor fi suplinite cu transportul public și atunci, în lipsă de pasageri, vor renunța și probabil vor merge... Nu suntem noi responsabili, nu mă urc în ele și atât. Sau exact. Nu avem de unde. Ar fi alegerea noastră, dar în momentul în care știi că nu o să vină alt mijloc de transport și s-ar putea să fie ultimul maxi-taxi care vine pe această rută... Da, eu rog acum regia să pună cât noi vorbim, imaginile de astăzi, echipa noastră de filmare a mers la gara auto de sud și a văzut că și maxi-taxiurile interurbane, pe rutele interurbane sunt la fel nefinisate corect, adică nu sunt reutilate, dar nu au centuri de siguranță și nu au locuri special amenajate, deci ei vorbesc, fiecare dintre acești șoferi spun că primele patru locuri, deci două
două și două sunt destinate mamicilor cu copii, dar vreau să vă spun că distanța dintre un scaun la celălalt nu corespunde fiziologiei omului și nu poți să stai cu copilul pe aceste scaune. Foarte puține am văzut cu centuri de siguranță și doar acele care vin din România. Și apropo, un șofer din aceste rute ne-a spus că în România nu există discuții la acest capitol. Sunt doar două organizații care răspunde utilarea sau reutilarea acestor transport, tipuri de transport, și până nu au centurile acestea de siguranță, ei nu primesc certificat sau dreptul de a presta acest gen de servicii. Deci vă rog frumos, este o ieșire din situație? Putem să mergem la așa ceva? De ce noi punem exact ca la cal, așa două, da, cum se numesc aceste obiecte? Și este o ieșire, trebuie fiecare să fie foarte categoric atunci când este vorba de viața copiilor și să cerem de la responsabili să nu permită, să nu dea autorizații de circulație pentru transportul care nu are asigurat. Altceva este, câți dintre noi își pun centura atunci când se așează în transport? Eu mi-o pun copilului. Bravo dumneavoastră! Iată și aici avem de muncit, trebuie de discutat, trebuie de explicat care sunt riscurile. Spre exemplu, noi în cadrul sistemului, în practic în fiecare centru comunitar, centru de plasament, discutăm cu copii despre regulile de securitate în trafic, cum trebuie să ne comportăm în situația în care s-a frânat brusc. Inclusiv am făcut și niște lecții cum să cazi corect jos, că este important și asta, ca să te protejezi în măsura în care e posibil să nu-ți fracturezi mânuța sau piciorușul sau să te lovești la cap. Că sunt și aici niște trucuri care e bine să le știe copiii. Exact. Și acum vreau, vă rog frumos, cu tot din adinsul să văd materialul video, reacția primarului la prima categorie de tipuri de transport, troleibuze și autobuze. Vă rog. Până acum nu s-a uitat nimeni la ceea ce ține de siguranța sau în general confortul călătorilor în unitățile de transport public, fie troleibuze, fie autobuze. Nu vorbesc doar de necesitățile persoanelor cu altfel de abilități sau mame și tați cu cărucioare, dar vorbesc în general despre condiții minime, cum ar fi aer condiționat. De asta, de ce prioritatea noastră a fost, una din priorități a fost să investim în transport public de calitate și de ce am majorat investițiile pentru asamblarea mai multor unități de troleibuze, cu mers autonom și clasice, de ce am alocat pentru prima dată în 13 ani o sumă enormă pentru procurarea de autobuze, pentru că noi suntem ferm convinși că fără a oferi un transport de calitate în municipiu și noi niciodată nu vom scăpa de acele sicrie pe roți, pardon să zic, unde se înghesuie câte 30 de oameni și acolo cu siguranță nu putem vorbi de securitatea și siguranța călătorului, a maturului, nemai vorbind de copil care este strivit de maturi în unitate de transport. Am fost întrebat de mai multe ori ce se va întâmpla cu rutele de maxi-taxi. E firesc că atât timp cât noi ca municipiu vom investi mai mult în transport public de calitate, ele vor dispărea de la sine. Noi deja avem experiența mai multor suburbii unde am pus troleibuze cu mers autonom și rutele de maxi-taxi au dispărut pentru că nu este profitabil. Orice om va alege un transport de capacitate mare unde poate sta frumos pe scaun și cu aer condiționat și cu monitoare decât să stea 30 de oameni la temperaturi de 40 de grade în picioare. Deci asta este. Autobuzele care sunt și anul 2018 și 2019, toate au panta joasă, ceea ce este foarte facil pentru toți cei care au cărucioare sau sunt în scaune cu rotile sau cu bicicleta. Și eu chiar am fost martor când foarte multe mămici zâmbeau când cobora șoferul și le cobora panta jos și autobuzul se așeza cu 10 cm și ele puteau urca ușor. Și au și înăuntru spațiu special amenajat sau special pentru cărucioare. Deci asta este. Și la anul vom încerca să investim cât mai mult, pentru că 31 autobuze care le-am procurat, ele sunt doar o treime din capacitatea parcului de autobuze. Noua necesitatea noastră este de 103 autobuze. 103-110 autobuze pentru întreg municipiu. La anul vom face iar o achiziție de autobuze. Vom continua să ansamblăm troleibuzele noi, pentru că asta e scopul nostru, să oferim transport de calitate și nu doar din perspectiva siguranței, care este cea mai importantă, dar și din perspectiva traficului și ambuteiajului în oraș. Eu nu pot astăzi să ies cu colegii mei cu un mesaj că haideți să mergem cu transportul public, mai lăsați mașinile acasă. Pentru că transportul, din păcate, este cum este în oraș. Când noi vom investi și vom avea 330 de troleibuze, toate cu aer condiționat, cu monitoare,
confortabile și 110 autobuze, iarăși la fel moderne, economice, atunci da, voi putea mai ușor să ies către oameni să zic, uite, tot parcul nostru de transport public este nou-nouț, confortabil, nu veți merge în fum sau nu veți ține ușa cu piciorul și tot așa. Cât timp ne trebuie nou ca să ajungem la aceste cifre? Mai este lungă calea până atunci? La nivelul investițiilor din anul curent ne-ar mai trebui încă 3 ani. Deci dacă vom continua investițiile cum au fost în 2019, în 3 ani de zile tot parcul de troleibuze și de autobuze ar putea fi înnoit. Da, revenim în studio. Ceea ce vorbisem noi că vor fi lichidate maxi-taxiurile treptat, eu cred că această perioadă este de 3 ani. În momentul în care domnul primar general interimar ne spune că în decurs de 3 ani poate se va întâmpla o minune și vom avea parcul de troleibuze și de autobuze împlinit, suplinit totalmente, atunci vom putea vorbi despre aceste situații în care se va îmbunătăți siguranța copiilor. Da, cred că este temei de a face așa prognoză. Și dacă se vorbește și de comasarea acelor două componente. Da. Domnul primar ne-a spus că în ședința următoare chiar este prima pe listă, la ordine de zi. Tema comasării acestor două structuri din primărie și totodată pornirea proiectului pilot de etichetare electronică. Da. Ceea ce va permite să facă un alt buget la aceste structuri și cu ajutorul acestui buget să suplinească... Cu siguranță va fi o sursă suplimentară de venit care ar putea să acopere în timp și anumite necesități de procurare de autobuze. La moment, din câte cunosc, troleurile sunt destul de profitabile, ele nu cheltuie foarte mult, în schimb sunt un sistem profitabil și dacă comasăm sărăcia cu bogăția, poate în timp reușim să depășim această situație. Chiar ați spus corect, pentru că ceea ce am văzut și eu în calitate de jurnalist a fost sărăcie acolo în parcul de autobuze. E o diferență foarte mare, e izbitoare când intri la aceia și la ăștia și tot muncesc. Mă întreb eu ce s-a făcut acolo? Nu s-a activat? Parcă lucrează oamenii. S-a furat? Parcă nu știu să zic așa ceva. Și îți pui întrebarea. Dar bine că se rezolvă. Totul se uzează în timp și dacă nu se investește, atunci avem Dar 13 ani să nu se investească în parcul de autobuze, tot nu înțeleg de ce. Și pentru că ceea ce m-a uimit pe mine și m-a pus pe gânduri este vorba că va apărea codul transportului rutier și regulamentul este acum în proces de discuție atât la guvern cât și în parlament, noul regulament circulației rutiere și este acum în etapa de primire a avizurilor de la toate structurile specializate și atunci în acest nou regulament a circulației rutiere sunt stipulate toate rigorile acestea de centuri de siguranță, de reutilare stopată, de transport în maxi-taxiuri cu scaune auto și așa mai departe. Și vreau să vedeți ce a spus reprezentantul ANTA pentru Accent TV. Conform legislației în vigoare, toate tipurile de transport sunt obligate să respecte nu numai a copilor, dar a pasagerilor în general. Deci unitățile de taxi sunt obligate să dețină scaune pentru copii pentru a asigura siguranța însuși a copilului în timpul circulației. Aceasta nu se întâmplă. Noi am făcut o investigație personală. Cum ei sunt verificați și dacă dumneavoastră ați parcurs careva exerciții de verificare? Agenția anterior a remis notificări către toți operatorii de transport ce prestează servicii de taxi în orice regim de pasageri, transport de pasageri, cu solicitarea și cu atenționarea de ajustare a unităților date în conformitate cu legislația și cu cerințele legislației în vigoare. Totodată agenția verifică în timpul controalelor inopinate care au loc pe traseele Republicii Moldova și atrag atenția la aspectul dat inclusiv. Cu siguranță, dacă unitatea de transport nu corespunde cerințelor legale, operatorul de transport este anunțat și solicită pentru efectuarea careva reparații sau înlocuirea acestui cu unitate de transport cu o calitate mai performantă. Totodată, articolul 49, litera C, din Codul Transportului Rutier, obligă operatorii de transport să asigure confortul și siguranța pasagerilor în timpul circulației din punctul de îmbarcare până în punctul de debarcare. Agenția verifică de fiecare dată aspectul dat și operatorii transport sunt sancționați conform articolului menționat.
Dumneavoastră, pe trasee, când îi opriți, nu mai aveți pârghii. Le-ați emis acest ordin și trebuie să fie sancționați de către serviciul de patrulare. Nu, este în calitate agenției. Agenția sancționează în baza articolului 49 și în baza articolului 197, aliniatul 29. De ce circulă? Nu, întrebarea asta la dăm și nu la noi. Dar când ultima dată i-ați verificat? Ultima dată i-am verificat ieri, eu personal. Dar eu azi la gara auto spline cu microbuzii de așa gen. Sunt careva aspecte, presupun eu. Noi suntem în dreptul de a activa doar în limita legii. Și activăm doar în limita legii prin sancționarea operatorului de transport în baza articolelor menționate. Noi nu putem să luăm de mânuță și să ducem. Îi controlați, îi verificați cei care reutilează. De ce ei nu respectă ei atunci? Conform prevederilor codului transportului rutier, unitățile de transport reutilate nu se admit spre exploatare. Doamna Cerbă, dumneavoastră în calitate de cetățean, ce reacție aveți la așa exprimare? Unitățile de transport reutilate nu se admit spre exploatare, dar avem toate gările auto pline cu așa unități. Deseori îmi pun întrebarea, când mergem în transport mai vechi, este transport de epocă sau nu? Deci suntem așa mai privilegiați. Totuși trebuie să vedem și aspectul pozitiv. Autoritățile publice locale au depus eforturi pentru ca să îmbunătățească situația și vor depune în continuare. Pe aspect legal nu pot să-mi expun opinia, fiindcă nu am niciun drept, dar ca cetățean aș vrea să fie respectată legislația, întocmai. Dacă este așa prevăzut, nu trebuie să fie dată autorizația. Atât. Dumneavoastră, deja în calitate de funcționar public, cum reacționați la așa? Eu mă întreb, cei care dau autorizații și cei care admit astfel de situații, s-au gândit vreodată că ar putea ei sau rudele lor să fie în acest transport și să li se întâmple ceva care mi se pare joacă la prima vedere? Eu cred că atunci când fiecare va avea o atitudine responsabilă, fiecare la locul lui de muncă și se va gândi nu doar la propria viață, dar și la viața celor de care el este responsabil. Pentru că fiecare, în special funcționarii publici, nu răspund doar de ei, răspund de cei pe care îi au în gestiune. Și probabil trebuie să existe un cult al legii la noi în țară. E timpul să fie acest cult al legii. Indiferența o să ne ucidă. Și felicitări dumneavoastră pentru faptul că ați luat atitudine și că ați început discuția la acest subiect care, iată, vedeți, ia proporții și sper că aceste proporții vor avea și impact și lucrurile se vor schimba. Tare mult îmi doresc acest lucru. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că participați în această inițiativă. Eu celor de acasă vă doresc să fiți în siguranță și să vă gândiți mult înainte de a urca într-un transport care este vechi și care nu este utilat conform regulamentului de circulație rutiere. Eu vă doresc o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi.